În centrul Brașovului, lângă Teatrul Dramatic, venea Goe Vasarat. Acolo am avut atelier. Mă înconjurasem de atâtea sculpturi, entități, am făcut câteva sute de sculpturi. A fost ceva minunat, ceva frumos, ca un vis chiar a trecut. Prima mea dragoste a fost teatru, apoi am îmbrățișat sculptura în 1989. Visul meu a fost să sculptez o formă a tuturor formelor, pe care să o scot din spiritul materiei, pentru că sculptorul lucrează cu materia. Da, sculptura este ceva foarte palpabil. Deci ce simte un sculptor când taie în materie cu măsura propriei lui ființe? Vă dați seama, acolo este vorba de creație. Deci ca muncă fizică, din punct de vedere al fizicului, este o muncă foarte grea. Apoi, sculptura este pe cale de dispariție, este clar. Datorită tehnologiei foarte sofisticată și foarte înaltă la care am ajuns. Însă eu am speranța că nu o să moară sculptura, pentru că formele mereu vor fi inventate și scoase din spiritul materiei, vor fi scoase mereu alte forme. Deci dacă nu sunt îndrăgostit, dacă nu pot să intru în starea de a face un lucru, nu-l faci. Du-te și fă orice altceva. Forma tuturor formelor, știți de unde iese până la urmă? Din femeie. Acolo e misterul. Femeia e divinitatea. Ea face lumea. Fără emoții nu poți ajungi la mesajul pe care vrei să-l transmiți. Nu poți trăda în artă. Trebuie să mergi pe sentiment, pe trăire intensă. În momentul când ai început creația, ai ieșit din timp. Asta înseamnă adevărata creație. Timpul nu există. Timpul este o invenție a oamenilor bogați care le-au servit oamenilor săraci. În artă, în creație autentică, nu există timp. Deci cum mă numesc eu? Oare chiar am un nume? Un nume. Numele meu. Numele meu va rămâne sculptat în formă.